Banii europeni și împărțirea lor între fermierii mici sau mari par să agite spiritele în întreaga țară. Sunt voci care spun că măsurile adoptate sunt bune și altele care se opun vehement acestor amendamente, cum ar fi plafonarea subvențiilor. La Sibiu, crescătorii de ovine au vrut să afle de la europarlamentarul Daniel Buda cum vor putea fi cheltuite sutele de milioane de euro alocate României în următorul exercițiu financiar european. Problema cea mai arzătoare pentru cei care lucrează mii de hectare este legată de această plafonare. Dacă va fi, la ce sumă va fi și ce pot face dumnealor pentru a-și continua activitatea? Sigur că pot să fie probleme legate de ceea ce înseamnă dezvoltarea capacității de procesare, dar ei trebuie să înțeleagă că fără procesare, fără valoare adăugată, nu vor putea să fie la fel de performanți ca și acum. Și de asta este foarte important să rețină acest... Procesarea nu o fac de azi pe mâine, durează câțiva ani. Păi evident, dar acum... Prin accesarea de fonduri europene ar fi o variantă. Da, sunt 6,7 miliarde de euro care sunt puse la dispoziția, României, de către Comisia Europeană, de către, Bruxelles, cum să spun așa, da, care pot să fie folosite bună parte în procesare. Partea legată de plafonare. Tocmai de aceea am venit cu această chestiune și cu această abordare din Parlamentul European. Să las statului membru posibilitatea de a decide dacă fac o plafonare la 100.000 de euro sau pun obligatoriu din pilonul 1 de dezvoltare minim 10% pentru fermierii mici și mijlocii. Aceasta este forma care se află în momentul de față la Parlament. Domnul Adrian Oros, din câte am înțeles ca și variantă de lucru a Guvernului, merge pe o plafonare și alternativă, pentru că ideea este în felul următor, trebuie să găsești formule, să te gândești la alternative și dacă nu se întâmplă ceea ce vrem noi, că s-ar putea să spună, domnule, faceți plafonare, bun, care este un nivel de plafonare rezonabil? Și atunci domnul Guvernul a venit cu această, propunere de 300.000 de euro ca și alternativă. Însă eu mai departe insist pe această formulă și în Parlament mă voi bate pentru această chestiune, să fie un echilibru între ceea ce înseamnă fermierii mici și mijlocii sub aspectul formelor de sprijin. Ai 100.000 de euro, posibil plafonarea la 100.000 de euro, sau să dau 10% pentru fermierii mici și mijlocii, minim 10%, pentru că s-ar putea ca eu, stat membru, să fiu în situația în care, sau să-mi doresc să dau 20%, da, pentru fermierii mici și mijlocii. Și atunci, iată că, pentru un termen scurt, nu știu, în primii 2 ani de zile, să poți să-i sprijin, pentru că și ei trebuie să fie sprijiniți în așa fel încât, repet, să poată să fie furnizori de bunuri publice, pe de-o parte, și pe de altă parte, au un rol esențial în menținerea echilibrului ecologic în zonele unde activează ei.